Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru perioada rece anului se află în dezbatere publice și în curând va fi aprobat de guvern. Fiecare gospodării îi va fi acordat un anumit grad de vulnerabilitate energetică, iar pentru asta va fi creat un site special pe care familiile se vor putea înregistra. Conform regulamentului preliminar, pentru a beneficia de compensații, cetățenii vor trebui să se înregistreze pe platforma Vulnerabilitatea Energetică de pe site-ul compensații.gov.md. Acesta va fi lansat în scurt timp. Ulterior, fiecărei familii se va stabili o categorie de vulnerabilitate, iar în funcție de aceasta va fi stabilită și suma compensației care va fi indicată în facturi. Cei care nu dispun de internet vor putea merge la asistenții sociali sau la bibliotecar pentru a fi ajutați să se înregistreze în sistem. Coeficientul de compensație nu a fost încă stabilit. Proiectul plafonează compensațiile pentru fiecare tip de energie. Pentru consumul de gaze, plafonul este de cel mult 300 de metri cubi pe lună, pentru energia termică până la 2 gigacalorii lunar, iar pentru curent de maximum 200 de kW pe oră lunar. Asta dacă energia electrică nu constituie sursa principală de încălzire și 3000 de kW pe oră lunar dacă este singura metodă de încălzire. Riscă să nu aibă compensații familiile care dețin 4 sau mai multe apartamente în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ sau dacă un membru al familiei are venituri lunare mai mari de 75.000 de lei. Însă aceste criterii nu sunt bătute în cuie, afirmă ministrul Muncii și Protecției Sociale. Criteriile despre care vorbiți dumneavoastră, pe care le menționați, sunt pentru a avea un proxy, adică un indicator indirect privind averea oamenilor. Pentru că există riscul ca unii beneficiari să nu-și declare pe adevărat toate veniturile pe care le au, că vorbim de venituri ilegale sau provenite peste hotare și așa mai departe, de aceea orice sistem de protecție socială trebuie să aibă un indicator indirect de avere. Da? Și acolo au fost propuse niște limite destul de ridicate pentru a estima averea. Conform proiectului, vor avea parte de compensații la facturi chiriașii, dar nu proprietarii imobilelor. În sistemul informațional, chiriașii vor declara pe proprie răspundere că ei consumă energia la punctul de consum înregistrat în sistem. Va indica numărul locului de consum, acel cod NLC din factură, îl va indica în sistemul informațional. Și sistemul informațional va accepta acel punct de consum ca fiind alocat acelei familii. Atenție, un loc de consum va putea fi înregistrat de o singură familie. Nu va putea fi înregistrat automat de o altă familie. Autoritățile precizează că va fi creată o linie fierbinte la care cetățenii vor putea afla mai multe detalii. Toate gospodăriile sunt îndemnate să se înregistreze, astfel vor obține indirect un grad de vulnerabilitate energetică, însă nivelul de compensații va fi scăzut. Doritorii pot renunța benevol la compensații. Fondul de vulnerabilitate energetică se ridică în prezent la 5 miliarde de lei. Autoritățile susțin că sunt în căutarea unei finanțări suplimentare în cazul în care tarifele la energie vor fi majorate.